În această seară, primul concurent care intră în Imperiul Leilor este un mare visător. Vrea să schimbe meniul românilor și să mixeze gusturi și culturi într-o afacere mondială. Bună seara telespectatorilor, bună seara dumneavoastră. Sunt îmbrăcat de mama. Mama îmi face toate astea, da? Dar am venit aici pentru a povesti despre o inovație culinară. Da? Am venit aici pentru a ataca și noi cu ceva. Nu vedeți că în stânga, în dreapta, e pizza, e sushi, e kebab, e shawarma, sunt toate. Și foarte bine că sunt. Sunt niște inovații culinare. Ce știm noi să facem bine, chiar bine? Sarmale. Sarmale. Da? Vreau ca în 5-6 luni sarmalele astea să poată mânca la Paris. Numai că nu le poți mânca așa. M-am gândit să punem sarmalele la cornet. Aceasta este o sarmașină. Bine ați venit la sarmașină, a pornit! Bună, bună! Hai la sarmale! Poftiți la sarmale, numai bune! România într-un cornet de mămăligă! Poftiți, poftiți la sarmale! Oh, poftiți, poftiți la sarmale! S-au luat două sarmale pentru Romica! Română, poftiți! Poftiți, în domnișoară! Două cornete vegane, vă rog! Două cornete vegane? Avem, avem! Română! O să încercăm și noi o sarmală. Da, exact. Oricum, da. Vreau să-ți spun că a mirosit atât de bine, da? Că ni s-a făcut și foame. Aici e că arată ca un pupitru de DJ.